Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi ne punem la vânătoare de FIFA Ultimate Team Heroes ediția FIFA 2023. Dar până să plecăm la vânătoare, haide te rog frumos, apasă pe butonul de like, dă un subscribe acestui canal și dacă vrei, intră pe Discord, pe Instagram, pe Facebook, ai toate linkurile în descriere. Mi-am luat și tricoul ăsta de la Poli Timișoara, care duce așa culoare și a combinații de culori cu cardurile Foot Heroes de anul acesta. Avem un SBC foarte interesant, Foot Heroes Maxim 87. E un gambling frumos, sincer, îmi place. Poate să fie ruină sau poate să fie potul cel mare. Haide până să facem SBC-urile să vedem ce am putea prinde. Minimul este de 85 rating. Avem așa un Ricken, un Cahill, un Dempsey, un Peter Crouch, un Robbie Keane, care nu mai este icon, ci este hero, la un preț destul de mare, 300.000. Un Saed al Owairan și el la un 280.000. Avem totuși și un Sami al Jaber care este doar 22.000. Un Donovan, un Cap de Villa, un Sidney Govou de 400.000 sau un Smolarek de 340.000. Depinde foarte mult, foarte mult de noroc. Poți să prinzi un Ricken de 22.000 sau un Campos de 37.000, un Dudek de 54.000 și să nu fii mulțumit, că da, cu siguranță ai băgat ceva mai mulți bani. Însă, cu puțin noroc, poți să prinzi un Yaya Touré de 1.300.000 sau un Claudio Marchisio de 677.000 sau chiar un Sidney Govou de 400.000. Poți să prinzi și un Smolarek, și un Cordoba și cred că, sincer să fiu, până la Nakata, este câștig. Chiar este câștig până la Nakata, tot ce sare de 200.000 este un câștig foarte, foarte bun. Acum, dacă e să luăm după foculețele, după Footbin, cel mai slab, clar, este Ricken, iar cel mai bun este Jisun Park. Acum sunt foculețele de aici. Poate să fie de bine, poate să fie de rău. Nu înțeleg de ce sus de tot nu este chiar Yaya Touré. Din câte am înțeles, este un CDM incredibil. Dar vom vedea. Din punct de vedere valoric, Yaya Touré, Marchisio și Govou, Smolarek, Cordoba și Kane sunt primele 5, primele 6 cele mai bune opțiuni. Yaya Touré cu un 4-4, Marchisio cu un 4-4, Govou cu un 4-3, excelent. Robbie Keane cu un 4-4, chiar și Kewell cu un 4-3 și Joe Cole cu un 4-4. Haideți să vedem ce reușim să prindem. Asta e formația de acum, am mai adăugat un Foden acolo, l-am făcut și pe Insigne. Cred că ne-ar ajuta cam orice. Avem cam mulți jucători de cumpărat, astfel că am făcut niște 75+, cu speranța că vom prinde ceva acolo, cât să mai scoatem din cheltuieli și să nu mai trebuiască să cumpărăm acești 6 jucători care ne duc undeva la un 80-90.000, lejer. Și să vedem, avem 12 picuri, 2 playeri de 75+, și începem bine, începem cu un 84 Partey de la Arsenal, chiar este foarte ok. Mergem mai departe pentru al doilea player pick și ne pică Sule de 85, Sule de 85 chiar este important. Îl avem pe Gosens, varianta Gold, îl avem și pe Gosens specialul. Vom lua acest inform, niciodată nu știi când te ajută un inform, chiar dacă el este de rating mic, nu contează, luăm pe Ejuke. Mergem mai departe, Carlos Soler de 83, nicio problemă.
Suntem la mijlocul picurilor. Saul de 80. Micuț. Gabriel Paulista de 82. Puțin tel și el. Nunes de 82. Se putea mai bine, sincer. Zaha de 82. Pă, încă un jucător jucabil. 91 pace, 79 shooting. Nu-i rău. Grimaldo sau Brand. O să-l iau pe Brand. Doar așa, why not? Și ultimul pic, Rossi de 79. Nu prea. Avem un Schule, avem un Partey, un Carlos Soler, Cosene, dar putea să ne ajute mai multe aceste picuri. Puteau să ne ajute mult mai mult. Mai avem și un pachet rămas aici în spate. Un Small Rare Gold Player Spec. Ok, se aprind luminițele. Avem un Jorginho! Jorginho de 85. Nu este rău deloc. Nu este rău absolut deloc. Și în spate nimic important. Hai să mergem să facem SBC-ul pentru Hero. Bun, i-am pus aici pe Sule, Jorginho, Partey. Schimbăm Guel, băgăm pe Partey și pe Jorginho. Intră și Sule. Și rămânem în continuare în 85. Dacă mai scoatem câte ceva de pe aici, băgăm și acest 81. Așa, bun. Bun, rămânem așa. Trebuie să cumpărăm Szczęsny, Coman, Mahrez și Brozovic. Ok, decent, cred că ne ducem 50-60 de mii. Sper să scoatem bine de acolo. Bun, i-am cumpărat 85, destul de ok pentru mine, îl aveam și pe Klaus. Am mai tot încercat să joc cu Klaus, dar nu mi-a plăcut, nu este pe stilul meu, așa că am decis să-l bag în acest SBC, fiind cel mai mare inform pe care îl am în club. Cei drept, cred că puteam să bag un inform cu overall mai mic și atunci intrau Eriksen și Paulista, nu aveam acel 81 și Onana de 82, dar am preferat să mergem așa. Hai să-i dăm și cu redeem, hai să luăm și acest pachetel. Avem maxim 87 Foot Hero Upgrade FIFA 2023, primul gambling din acest FIFA cu jucător special. Hai să vedem ce ne poate pica. Hai să vedem ce reușim să prindem. Și am dat drumul. Ok, steluțe, multe steluțe, ok. Marchisio! De 87, Marchisio, maxim 87, 87 am prins, incredibil, am zis că al doilea cel mai scump pe care putem să-l prindem, măi, e al doilea cel mai scump după Yaya Touré, e al doilea cel mai scump pe care îl poți prinde la acest pachet, băi, eu zic că e un win imens și intre direct în echipă, nu așa, pșt, după cum am zis. A pleznit bine de tot în echipă, a plecat și oamenii pe bancă, o diferență destul de măricică între ei, un 82 pace la Marchisio, 81 shooting, 85 passing, 86 dribbling, se simte destul de bine. Cum am zis, l-am făcut pe Insigne, mai avem pe Gakpo, Favre, Danjuma, Tchouameni, Dest și Beijing pe bancă. Savio, Benacer, Gosens, Pepe, Richarlison cu acest Foden ca și cam putea să se miște un pic mai bine. Încă le caut locul în teren. În schimb, de Rashford sunt foarte mulțumit. 24 de meciuri, 20 de goluri, 9 asisturi. De Vinicius nici nu mai are rost să spun, 61 de meciuri, 39 de goluri, 35 de asisturi, până și de Sterling. L-am făcut așa un pic cu inima îndoită și parcă nu știam ce să cred de el,
Dar 74 de meciuri, 35 de goluri, 33 de asisturi. E bine, e foarte. Băi, am avut noroc și nu avem de ce să ne plângem. Chiar nu avem de ce să ne plângem. Marchisio de 87. În momentul ăsta echipa noastră valorează peste 1 milion de coins. Al cincelea cel mai bun Foot Heroes din joc. Al doilea cel mai bun Foot Heroes care, sau cel mai scump Foot Heroes care poate să-ți pice în acest SBC. Nu am de ce să mă plâng, nu am de ce să fiu supărat. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video, apreciez că ați fost aici. Nu uitați, apăsați pe butonul de like sau pe butonul de subscribe sau dați un share, dar cel mai important, lăsați un comentariu vouă ce v-a picat în acest pachet. Hai, v-am pupat și până data viitoare, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. Ciao!